Doamne și domnule, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării. În această seară, împreună cu Ana Bulai, pe care o salut și mulțumesc că e alături de mulțumesc noi. Mulțumesc și eu. Bună seara, bine ați venit. Și cu Lucian Davidescu, pe care de asemenea o salut. Bună seara, Lucian, bine ai venit. Bună seara. Încercăm să dezluștim câte ceva împreună, dacă sunteți de acord, mai ales din ceea ce înseamnă situația din politica românească. O situație care devine, pe de o parte, plicticoasă, pe de altă parte, aș zice, întâmpină niște chestiuni de nerezolvat în minutul de față, în sensul în care mai știe cineva în Abului dacă se va întâmpla sau nu rotația guvernamentală, suceala asta guvernamentală. În ce moment al istoriei politice actuale ne aflăm la ora la care discutăm? În momentul de ceață ce deasă. Este ceață, ceață, bun. Ceață da, deasă, da, nu mai bun. Vedem drumul către casă, cum zice poezia. Așteptăm un far călăuzitor de la Cotroceni când va fi populat de cineva să ne spună dacă îl vrea pe Ciutacu, pe Ciolacu, dacă îl vrea pe Ciucă, dacă vrea pe altcineva, că poate să Temir din pământ, din iarbă verde, să nu uităm cum a apărut Ciucă după Câțu, că nu îl intuisem ca fiind urmă. Dar intuiți aici vreun soi de, haide să spunem, plan guvernamental? Există o strategie, plan prezidențial, scuze. Există o strategie, președintele nostru, Klaus Iohannis, e în fața unei table de șah în care zice mutăm în momentul de față la înaintare cu Ciucă, care zice că își depune mandatul, după care băgăm pionul ăla care vine și zice că nu-și mai... Și în felul ăsta îi nenorocim pe pesediști, îi căpiem și liberalii împreună cu mine reușim o victorie politică spectaculoasă, ura, toată lumea e fericită și se îmbrățișează la final. Tu ai niște fantezii de dreptuilare, dar în sociologie se cheamă eroare de intelectual să crezi că ceilalți gândesc ca tine. Eu cred că este prostie 99%. Ignoranță în stare pură și o combinație din asta adhocratică de bă, să nu dăm Ciolanu, cum facem? Adică un heirupism din ăsta de ultimă oră, nu cred că au multe idei, cred că se întâlnesc pe la câte o chermeză din asta, unde se gândesc ce să facem noi mâine și cam cum să facem să ne păstrăm actuala stare de fapte care nu e prea grozavă. Dar ce vor să conserve până la urmă? Că nu e nicio situație ce vrea orice politician. Ce? Scaunul lui, scaunul lui și accesul la resurse. Țara asta este suficient de bogată cât să nu intre în cofă multă vreme de acum înainte, deși o ducem prost, deși e datorie externă. Încă mai are resurse, mai e niște sare de vândut, mai e o poștă de privatizat, mai vinde... Mai zică... Mult. Încă mai sunt păduri, da, o să vindem și urși, o să vindem și lupii și ce mai... Mai e ceva de vândut în țara asta, încă multă vreme. Și să fii politician, mai ales dacă ai un nivel pe la de 12, de copil de 12 ani, e o șansă în viață. Ori avem câteva sute care se țin de scaun în Parlament și încă 20.000 de cetățeni care așteaptă alegerile de anul viitor. Să rămână pe poziții sau să capete și ei ceva. Lucian, tu cum deșifrezi sau, mă rog, deslușești, hai să spunem, prin ceața asta, ce se întâmplă de fapt în momentul de față din perspectivă politică? E o dorință a președintelui Klaus Iohannis de a-l menține, hai să intrăm în chestiunile concrete, pe Ciucă la Palatul Victoria și să îl facă pe Ciolacu să nu se atingă niciodată de sceptrul de premier? Bun, mai țin minte că discutam data trecută, da, când ne-am văzut aici. În termenii următori, eu mă temeam că o să se întâmple, că o să se întâmple treaba asta, rotativa, rocada asta, da, tiribomba sau cum îi se numește. Suceala guvernamentală. Așa, și că o să se întâmple fără niciun fel de incident, nici măcar trădarea politică aia cu care ne-am obișnuit, pe care o avem în sânge, pe care o știm și cu care suntem deja împăcați, nu o să mai întâmple. Și asta mă speria teribil. Acum ce se întâmplă mă sperie un pic mai tare, pentru că da, o trădare politică ar fi însemnat, că unii sunt țăpuitori și unii sunt țăpuiți, nu? Da. Ori aici nu, ăsta nu vrea, adică stai puțin, ce să mai înțeleg, ăsta deci este efectiv mai rău, adică este cel mai rău scenariu în care zice nu, dar nu, dar nici măcar nu vreau, stai liniștit acolo, că mă mai gândesc că acum
Adică simți că Ciolacu în momentul de față nu vrea să meargă la Palatul Victoria? Astăzi a avut o... Pare că nu. Probabil da. Că acum putem sigur să speculăm un pic și din cum arată și din cum se manifestă toți actorii, ar putea să fie, pot să speculez că ar putea să fie o capcană care este întinsă și pe care o refuză cel puțin pe moment. Și încearcă să rearanjeze lucrurile ca ori să ducă în opoziție și să zică spălați-vă pe cap, ori să forțeze altceva. Astăzi s-a întâmplat ceva, nici nu știi dacă să-ți faci cruce, să te minunezi, să te... Eu nu venea, citeam și cum să spun, și nu venea să cred. Pe vremea în care eram eu în Parlament, da? Nu s-a întâmplat chiar atât de mult, dar fiind serios așa, 2016-2020. Subiectul pensiilor speciale era un subiect, cum să... Când n-aveai ce să comunici ca om politic, să zicem, în Parlament, nu conta cine deschidea subiectul pensiilor speciale. Azi liberalii, mâine PMP-știi, poi mâine useriștii. Numai PSD-știi erau destul de rezervați în legătură cu pensiile speciale. Ei, astăzi a venit rândul PSD-ului. Să vezi și să nu crezi, Marcel Ciolacu acum 4 ore pune următoarea postală pe pagina de Facebook, că v-am zis, m-am și speriat, deci când am citit, am zis, ah, inima, da? Am depus astăzi, zice domnul Marcel Ciolacu, la Camera Deputaților, amendamentele prin care dorim să închidem definitiv subiectul pensiilor speciale. Aceste modificări au ca scop, hashtag, eliminare, unor, hashtag, abuzuri și, hashtag, inechități, care au durat prea multă vreme, mi-am asumat public acest rol și sunt decis să merg până la capăt. Ținta tuturor celor care am lucrat la aceste soluții este ca principiul, hashtag, contributivității, să primeze în întreg sistemul de pensii publice. Astfel, de acum înainte, nimeni nu va mai putea construi sisteme paralele în care să-și aranjeze din pix pensii uriașe mai mari decât venitul din activitatea profesională. Totodată, zice domnul Ciolacu, ne asigură, probabil că ne asigurăm, am mâncat un mâine, dar nu mai contează, ne asigurăm că îndeplinim, avea emoții, și condițiile necesare pentru ca odată adoptate toate modificările pe tema pensiilor speciale, România să poată primi o tranșă de peste 3 miliarde de euro din hashtag PNRR. Avem o nevoie uriașă de acest bani pentru investiții în sisteme publice esențiale, precum educația, sănătatea. Și urmează o cartolină din asta făcută, dați-o colegii, vă rog, pe ecran, că aia e mai importantă decât textul domnului Ciolacu, e de campanie electorală. PSD, stop pensiilor speciale. Deci, oameni buni, eu când am văzut chestia asta pe pagina de Facebook, vă dau cuvântul de onoare, am avut un soi de palpitație, așa, adică, pentru că mi-am dat seama că în sfârșit, deci am avut așa, liberalii care au zis că în 30 de zile de la venirea de la guvernare o termină cu pensiile speciale. PMP-ul, din care a făcut eu parte, a făcut proiect de lege, a adunat semnături cu jos pensiile speciale pe toată țara, s-a ales praf. De ce au făcut liberalii, de asemenea, s-a ales praf. Useriștii au venit și ei, useriștii dorm cu ideea de a tăia pensiile speciale sub pernă de luni, de zile, ani de zile, pardon. Acum însă și PSD-ul vine cu cartolina asta, stop pensiilor speciale. Deci pe mine asta m-a năucit complet. Eu cred că până la urmă o să termine cu pensiile speciale. Deci este semn sigur că nu o să se întâmple. Asta e semn sigur dacă s-au pus toți de acord, care nu aveau rezerve, ci erau în rezervă. Este clar că recurg la cele trei soluții științifice. Amânăm, da. Lăsăm să se uite, da. Și încercăm să-i prostim pe aia de la Bruxelles. Da. Deci asta este schema... Dar o singură chestie are de aici categoric, domnul Ciolacu, nu? Când zice că dacă nu rezolvăm povestea cu pensiile speciale, nu primim tranșa de 3 miliarde de euro din PNRR. Și aici sunt convins că nu glumește, că zice, avem o nevoie uriașă de acești bani pentru investiții în sistemele publice esențiale, precum educația și sănătate. Da, bun, ce pot să constat? Iarăși, fără speculând, dar fără să știu exact ce se întâmplă și în capul lor, că nu știm dacă sunt absolut geniali sau perfect imbecili. Oscilează undeva între extremele astea și atunci... Dar ce e clar este un lucru. În momentul ăsta, această coaliție monstruoasă, bizară, absurdă, dintre PSD și PNL a fost electoral ca scor în beneficiul PSD-ului. Adică stă mult mai bine în sondaje. Practic au luat toate beneficiile guvernării și l-au lăsat partenerilor toate necazurile, toate rodarea și tot ce înseamnă toate ponoasele guvernării. Și atunci, evident că probabil în schema care a urmat să se întâmple, PNL-ul și președintele Iohannis intenționa să echilibreze cumva scorul, să recupereze din procentul ăsta cumva. Ei, se pare că toate mișcările care se întâmplă acum, inclusiv ăsta, sunt
pentru consolidarea, nu? Adică fiecare încearcă să, PNL-ul încearcă sigur să recupereze, iar domnul Ciolacu să își consolideze ce a câștigat până acum. Dacă asta, dacă pentru asta costul este să spună că iată pensiile speciale și așa și pe dincolo, ai zice că de ce nu? Pentru că totuși să fim serioși, ce are de pierdut să spună? Chiar și dacă s-ar întâmpla. Situația este că până un alta domnul Iohannis s-a înconjurat și și-a consolidat pădurea de generali. De generali care acum așteaptă de la el să țină promisiunile, nu să le servească interesele, să le plătească în continuare pensii speciale. Și mai e ceva. Nu costă nimic pe domnul Ciolacu dacă dă cu bățul prin gard și le spune haideți, ce faceți, așa sau pe dincolo, eu n-am nimic de pierdut în momentul ăsta. Uh-huh. A avut de grijă domnul Ciolacu să menționeze că de acum încolo nu vor mai fi probleme. Uh-huh. Nu cu pensiile speciale pe care le plătim acum, că acum este o să zic așa, o nebunie în sistem care mai ieșim la pensie pe vechea lege și care mai beneficiem de actuala situație. Ei nu pot da și probabil așteaptă până când toată clientela asta își rezolvă problema cu pensiile, vor aștepta și vor da o ordonanță ca de la anul pe vremea aceasta să se aplice principiul contributivității. Ana, dar începe altceva, să știi. Începe o păruială guvernamentală pe povestea cu pensie speciale, pentru că a început deja, am să vă citesc că am lăsat. Deci Ciolacu, vă spuneam, a făcut această declarație pe Facebook acum 4 ore. Dar domnul Gabriel Valer Zetea, care este deputat tot al PSD-ului, vine și de fapt dă cu tunul după ce a dat. Ciolacu a venit și a tras cu flinta, a zis să o rezolvăm cu tare. Însă Zetea vine și pune tunurile pe PNL. Și iată ce scrie, avem și textul în imagine. PSD va reforma pensiile speciale, Rareș Bogdan își poate răcori picioarele în apă rece, jalonul din PNRR va fi îndeplinit. Și aici vine Zetea și începe să-i tragă lui Rareș Bogdan mai întâi. Deci au trecut 3 ani și jumătate de când Rareș Bogdan trâmbița pe toate canalele de comunicare că în 30 de zile de la preluarea guvernării PNL va elimina pensiile speciale, PNL a guvernat singur în 2019, 2020 și altul de USR în 2021. Nimic din ce a promis Rareș Bogdan nu s-a întâmplat. Nimic, zice Zetea. Pensiile speciale nu doar că nu au fost eliminate, dar s-au adăugat noi categorii de speciale în guvernarea PNL, apoi în guvernarea PNL-USR. Acum îi trage una lui Ciucă, Zetea. Zice, sigur, e greu să ceri eliminarea pensiilor speciale atunci când șeful tău direct de partid beneficiază de pensie specială. Atenție! Deci îl bagă categoria pensiilor de serviciu, cum erau numite ale militarilor, în care intră și pensia lui Ciucă, nu? Păi Zetea o bagă în categoria pensiilor speciale. Astea sunt 90%. 92% astea sunt, da, okay. La partea cu poliție. E foarte greu, zice, să cer reforma pensiilor speciale, zice Zetea, fără să deranjeze anumite interese care pot afecta interesul tău personal. Rareș Bogdan vorbește fără el, așa cum a făcut-o de fiecare dată. Îl invit să-și bage picioarele în apă rece și să se recorească, pentru că reforma pensiilor speciale tot PSD-ul rezolvă. PSD nu are niciun interes să menține aceste pensii speciale în forma actuală, nu acceptă să pierdă niciun ban din PNRR, s-au depus amendamentele, noi credem în fapte, nu în vorbe, noi ne ținem de cuvânt, baf, poză cu el cu mâna pe Biblie jurând și stop pensiilor speciale, cartolina celebră, deja asta va fi, probabil este în de campanie electorală. Oameni buni, iartă-mă, Ana, Lucian, bă, cum vor mai putea guverna? Ăștia încep să, nici n-am intrat în anul electoral, suntem în anul dinainte anul electoral și deja să păruiesc, să dau cu capul de masă pe subiectul pensiilor speciale. Ce urmează, ce urmează? Urmează o negociere în care ar fi fiecare își dorește pe PNL-ul să fie la paritate cu PSD-ul, PSD-ul să aibă de 2 ori cât PNL-ul, după care se vor pupa, se vor îmbrățișa și vor guverna împreună într-o mare... Oho, da, stai puțin, uite-te la politica românească, există principii, omul ăsta vorbește de noi credem în fapte, în vorbe, tocmai președintele lui care zicea că vine la guvernare... Săptămâna trecută, vineri, n-au trecut 3 zile ca la Iisus Hristos, a zis că nu mai vine, că nu mai vrea, că nu e cazul să respecte că e situație complicată. Dar dacă ai intuit, zic și acum Ciolacu, apropo de chestiunea asta, dacă ai intuit vreo capcană din categoria bă, își depune Ciucă mandatul, eu mă duc ca o floricică și zic că vreau să fiu prim-ministru și Iohannis îmi zice, nu te pun pe tine, Marcel. Îl pun pe Grindean. Dacă vrea. Dacă Ciolacu a intuit o capcană și a fugit,
să-l ia naiba de politician. Deci dacă el s-aștepta ca fiind în fruntea unei țări să curgă lapte și miere în situația actuală și pleacă la prima capcană, atunci nici nu merită să fie acolo. Atunci mulțumim lui Dumnezeu nici să nu vină vreodată, ca să zic așa. Adică el trebuia să ia problema în pieptul de aramă și să o rezolve. Păi dacă vin cu vorbe de-astea mari și își umplu pieptul de valori morale și de principii, nu, situație grea, aici dovedește principiile. Da, da. Da, are sens, adică are sens să fii intuit. E manevra clasică a lui Iohannis, nu? Așa dacă nu te pun pe tine, o pun pe Seville și ai de... Na. Că tot era pe vremea da. În cărți, așa, vreodată. Nu te pun pe tine, aia propune pe altcineva, nu e bun. Da, și în felul ăsta, și în felul ăsta și-l aduci în situația în care l-ai adus pe Dragnea, după aia să-și trântească guvernele, că nu-i place ce fac ai lui. Și atunci, da, este posibil să fii intuit ceva de genul ăsta și să zică, da, păi stai puțin, că se poate și altfel. Și... Dar voi aveți o explicație rațională pentru cum ar trebui, de fapt nu rațională, cum ar trebui să numim acest fenomen pe care îl observăm în acest moment apropo de postarea domnului Zetea? E ceva de genul în opoziție prin guvernare, ceva de genul ăsta, adică suntem în opoziție, dar... stând la guvernare, pentru că ceea ce spune domnul Zetea în toată chestia asta arată clar că este o bătălie între PSD și PNL. Asta este povestea fiecarei coaliții din România din 1996 încoace. Exact, adică, convenție democratică se cheamă adică, chestia asta. Da. De atunci și de fiecare dată. Dar altfel că întrebai mai devreme dacă mai pot să continui, păi hai să nu uităm că i-a despărțit mai puțin de un an între plăcuță suedeză și ciuma roșie, nu? Și PSD, care nu trebuia să mai pupe guvernarea, trebuia să dispară, nu? Trebuia să nu mai vadă guvernarea. Avem un breaking news, e foarte interesant, de asemenea să adună, doamne, și ăsta chiar că e un breaking news, îi rog pe colegii mei chiar să titrăm pe burtieră, președintele ANAF, domnul Lucian Heiuș, a demisionat. Deci, e o știre interesantă, pentru că vă reamintesc, în urmă cu vreo lună de zile au început primele critici de adresa lui Lucian Heiuș, în care cumva mai mult sau mai puțin Voalati se reproșea faptul că nu reușește să colecteze sumele necesare la bugetul de stat. Mi-am înaintat astăzi demisia din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, spune Lucian Heiuș. A fost o onoare pentru mine să conduc această instituție și le mulțumesc colegilor mei pentru profesionalismul și implicarea de care au dat dovadă în acesta. Totodată sunt mulțumit de faptul că în acest mandat ANAF a reușit să atingă cu succes toate jaloanele stabilite prin PNRR și toate obiectivele asumate prin programul de guvernare cu onestitate, responsabilitate și respect față de contribuabil. Am reușit să colectăm în 2022 la buget 353,3 miliarde lei cu 58 de miliarde mai mult față de anul precedent și să rambursăm TVA în valoare de 27,99 miliarde lei față de anul anterior când s-au rambursat doar 24,34 miliarde. În primele 5 luni din 2023 s-a rambursat TVA în valoare de, s-au încasat atât, deci este toată chestiunea asta. Spune că în plus, în luna aprilie 2023 am trimis 780 de, asta s-ar putea să fie interesant, am trimis, zice Heiuș, 780 de notificări către persoane fizice care nu își pot justifica veniturile. O fi călcat pe cineva, pe coadă și ăsta. Totodată în acest mandat au fost efectuate 50.979 de verificări la contribuabili, persoane juridice și fizice, numai care s-au stabilit sume suplimentare în valoare totală de 3.688,5 milioane lei. Au fost efectuate 25.000 de verificări documentare la contribuabili, persoane juridice și fizice, în urma cărora au fost stabilite sume suplimentare în valoare de 554,2 milioane lei. Mă rog, și să laudă cu toată chestia asta. Deci, regret că nu pot duce până la capăt procesul de modernizare al ANAF și proiectele începute acum și sper ca viitorul președinte să continue proiectele de digitalizare ale instituției. Deci, când spune regret, înseamnă că n-a demisionat, că a avut o problemă personală sau că așa a vrut el. Și dacă regretă, eu pe Heiuș l-am avut în emisiune, părea hotărât să facă treabă la ANAF, adică așa, dacă regretă, înseamnă că cineva i-a spus, bă băiete, tu-ți faci bagajele și pleci. Dacă regretă, dacă nu era asta cu regret, că nu pot duce până la capăt procesul de modernizare al ANAF, da? Președintele ANAF a mai avut o... Cineva ne spune, îmi spune o sursă, că motivul ar fi că potrivit rotativei vine PSD-s la ANAF și el merge pe altă funcție. Mă rog, da. Păi...
care rotație? Exact, care rotație, adică, da, socială, rotativă, socială. Începe rotație de la nivelul 2, începe prin învăluire această rotație cu ăștia de la poate au făcut-o și nu știm noi, Ana. Poate au făcut deja rotația guvernamentală și noi nu știm. Nu m-ar mira de niciun fel. Președintele ANAF a mai avut o ieșire mai... El e liberal, trebuie să spunem. Mai acum ceva vreme în care spunea că nu știu câte sute de firme le-a văzut el care nu plătesc TVA-ul și se va duce peste ele și va recupera TVA. Am fost sceptic atunci, pentru că atunci când o vedea ale cui sunt firmele alea așa, îi mai scade entuziasmul. Bănuiesc că și în aceste 700 de persoane fizice, 700 e ilară, fie vorba între noi. Dacă sunt care cremă de cremă, ca să zicem așa, niște de ăștia, persoane fizice care au fost băieții... Când făcea Blaga raiduri, prindea cât 1000 în vamă. Așa, pe raid. Da. Luna, nu știu ce, le mai zicea diverse de astea. Asta prinde 700 după, adică, hai să fim serioși. Așa, dacă te uiți pe la periferiile marilor orașe, vezi într-un drum. Ia să-l rog eu pe producătorul emisiunii, ia poate încercăm să-i dăm un telefon domnului Heiuș, da, regia, poate reușim să intrăm în legătură directă cu domnia sa. Da, înțelegeți și noi, până la urmă ce... rotația asta guvernamentală, acum îmi dau seama că, de fapt, așa cum mi-a spus la un moment dat cineva, chiar la această masă, nu într-o vreo discuție tătate, dar nu mai țin minte exact cine mi-a spus, a zis că problema nu este legată de miniștri. Că se schimbă sau nu se schimbă Grindeanu, că se schimbă sau nu se schimbă Predoiu, în niciun caz, că la este va fi veșnic, cât e Iohannis la Cotroceni, va fi și Predoiu. Asta e clar. Dar mi-a zis că, domnule, problema este cu eșalonele 2-3 din ministere. Că dacă vine un liberal în locul unui PSD-ist, ce naiba faci cu secretarii de stat, cu directorii, cu toți ăia puși de unul și care acum trebuie să fie locuit de armata celuilalt? Că nu poate să vină la minister să zică, păi lucrez cu PSD-iștii sau lucrez cu liberalii. Să zică PSD-iști. Deci 150 de secretari de stat sau câți mai sunt acum, că s-au umplut, s-au dublat în ultimii 5 ani. Și cu deconcentrare. Până la ce nivel se face rotația asta? Eu nu știu, n-am citit protocolul, dar până în străfund, până la director de școală și toate astea. Posibil să asistăm și la asta, că păi uite, an electoral. Să închide și greva, să le spună greviștilor, facem rotație, directorii voștri de școală o să fie de la ăla la alt partid. Da, e teribil. Deci vă reamintesc, doamnelor și domnilor, președintele ANAF, Lucian Hăiuș, a demisionat. Pare să, după cum spune mie o sursă, sper să fie ăsta motivul, sau mă rog, nu că sper, probabil că despre asta e vorba, pare să că în protocolul rotației guvernamentale ar fi prevăzută și această schimbare a șefului ANAF, dar cum bine remarca Ana Bulai, câtă vreme rotația încă nu s-a produs, da? Asta e rotația precum ofensiva lui Zelenski. Azi o vedem și nu e. Dar, da, unii zic că ar fi. Heiuș demisionează înainte, cumva, probabil, ca să nu mai aștepte până când ajunge Ciucă la Palatul Victoria. Dacă îl prinde rotația, nedimisionat, nu? Adică, ce să face el la momentul ăla, dacă vorba aia vede, zice, aolo, s-au schimbat ăștia aseară și eu n-am apucat să demisionez. Rămâne deviaționist. Da, rămâne. Și se uită că se duce a doua zi la ANAF, toți ăia se vor uita urât pe ei. Nu știați că se produce rotația guvernamentală, a stat până în ultimul moment, așa, ca românul în al 24-lea ceas să rezolvați această situație, trebuie să demisionească, s-a zvonit că va fi vorba bancului de deviaționist, e ăla care păstrează linia partidului când partidul schimbă linia. Da, corect, exact. Așa, deci, o fi bine că se întâmplă așa? Bun, nu știm dacă se întâmplă rotația asta, dar putem să... Adică e scenariul să se întâmple cu mici ciocniri și frecușuri și întârzieri, nu, sau avem și scenariul să nu se mai întâmplă deloc. Iar dacă nu se mai întâmplă deloc, sigur, ne așteptăm la balamuc și la un balamuc mult mai mare. În niciun scenariu această demisie nu pare să prevestească nimic, nici una, nici alta. Adică nu cred că are legătură. Efectiv, nu mi se pare plauzibil să aibă legătură cu rotația. Chiar dacă urma să plece, exact, trebuia să aștepte, ar fi așteptat până în ultimul moment. Din câte mai știu eu, așa, nu știu cum, și cred că știm cu toții că deja suntem cu vechi vorba lui Nene Iancu în această meserie, eu zic că demisia lui Heiuș, da, de la ANAF, data acum, arată ca o încercare a liberalilor de a lua fața PSD-iștilor cu anunțul cu pensiile speciale. Că știți cum să... Ce facem, mă, noi, că au pus ăștia o cartolină de la PSD, stop pensiilor speciale?
hai să facem un eveniment să acoperim toată povestea. Ce voi? Hai să îl punem pe Hăiuș că așa trebuie să plece. Ia, Lucian Hăiuș, da. Nu vrei mă tu să-ți dai demisia? Păi stai șeful că nu s-a trebuit. Dă-o astăzi că e mai bine. Mie mi se pare că ANAF-ul ăsta e un pion prea important, nu neapărat că scoate bani, dar îi lasă acolo unde sunt. Și nu sacrifici omul de la ANAF dacă vrei să faci o deschidere din asta personală la șah. Te lucrezi la un secretar de stat, vorbești cu parchetul să ia pe cineva care era oricum pe listă. Faci din asta de altfel. Adică e prea puțin, prea ciudată mișcarea ca să aibă doar acest rol de fumă și ceață în presă și acoperirea unui eveniment. Da, evenime. E posibil. Pe de altă parte, așa cum scriau telespectatorii ceva mai devreme, ce aveam și noi unul normal și ăla a demisionat, adevărul că Hăiuș trebuie să admitem că era un tip rezonabil, cel puțin la nivel de comunicare. N-a fost vreo, n-am auzit niște scandaluri. Am avut noi președinția ANAF niște băieți de băieți, adică de-a lungul anilor, și nu exagerez deloc când spun, folosesc această caracterizare. Da, chiar a fost discret. Și da, destul de discret, da. Un personaj, v-am spus, am făcut o emisiune cu domnia sa aici pe Metropola TV. Eu cred că a demisionat de atipic ce era. E și asta o variantă, întotdeauna există și această variantă. Da, ne întoarcem la actualitate și aș vrea să discutăm puțin, pentru că până la urmă, ca să trecem la zona asta petardelor din presă. Aproape tot weekendul ne-a fost ocupat de niște fotografii de tip paparazzi, făcute la ieșirea dintr-un restaurant, deci nu un restaurant, ci la ieșirea din restaurant, în care s-au năpustit în cadrul aparatului de fotografiat mai multe personaje cu notorietate în România zilelor noastre. E vorba de fostul ministru al apărării, domnul Dâncu, pe care îl vedeți în imagine împreună cu finul domniei sale, deputatul PSD Popa, din nou aceleași Radu Popa. E vorba de aceste fotografii. Se întâlnesc la ieșirea de restaurant cu Claudiu Târziu, prim vicepreședinte AUR, și din același restaurant, la un moment dat, veți vedea și secvențe în care fostul adjunct al Serviciului Român de Informații, domnul Coldea, iese împreună cu soția. Detalii despre ce s-a întâmplat în restaurant aflăm din câteva declarații. Una și cea mai explicită, să zicem așa, este cea scrisă de declarație, de fapt, de postare făcută de Radu Popa, care a zis: eram la masă împreună cu nașul meu Dâncu și cu soția mea, ne-am intersectat în restaurant cu Florian Coldea și cu nevastă sa, meserele erau apropiate, la un moment dat, ca să nu mai urlăm peste masă, deci am unit meserele și am stat la aceeași masă. Acum paparații nu spuneau nimic despre ce s-a întâmplat în restaurant, sunt interesante detaliile pe care le dă Popa în condițiile în care de aproape că s-o fi temut să nu existe poze și din interiorul restaurantului când au stat la masă și au fi zis: bă, dacă zic că n-am stat la aceeași masă și la un moment dat să vă apare vreo fotografie în care să vede că am stat la aceeași masă. Fiecare de pe marginea acestei fotografii a titrat ce a vrut și în funcție de interes. Unele gazete au zis: aha, Târziu este pionul lui Coldea. Da? Ăia care aveau ceva de împărțit cu Coldea, au dat AUR, au dat-o pe Târziu. Care a avut de împărțit ceva cu Coldea, a dat-o cu Coldea. Coldea care de fapt dirigează AUR și o parte din PSD. Cine a avut de împărțit ceva cu Dâncu, a dat-o pe Dâncu. Ia uite de unde și-a lumină Dâncu. La fel ca pe vremea sufrageriei lui Oprea sau pe vremea altor sufragerii, tot cu băieții cu epoleți. Acum mărturisesc sincer, fără să încerc să scuz pe vreunul de aici sau să nu-mi dau seama ce a fost acolo, dacă a fost un conclav sau a fost pur și simplu o intersectare a unor personalități într-un areal micuț, cum e o cărciumeară, așa, dar ți-e și frică naiba să te mai duci la un moment dat la piață sau la restaurant. Păi dacă mă întâlnesc mâine, păi mâine cu Gâdea, de exemplu, și ne și salutăm sau stăm vreo două minute de vorbă, o să spună împăcare istorică, să Turcescu se transferă la Antena 3 sau vine Gâdea la Metropola, naiba știe. Eu cred că dacă vă întâlniți cu Gâdea, nu vă dă nimeni impresă.
Da. Nu cred că se atrage atenția. Cu gâdea și cu col de atunci. Da, așa. Adică și pe trotuarul ălălalt față de col, tot e o întâlnire. Și tot e o întâlnire, exact. Adică, sincer să vă spun așa, eu nu cred că în după amiaza de când a fost... Da. Se întâlniră toți așa întâmplător și niște jurnaliști în față sau ce-or fi fost ei paparații care stăteau la o șaormă, toți veniseră, li s-a luminat. Sursele mele spun că ziaristul celebru despre care pomenea la Udara după care a fost prezent este Iosif Bubel de la Știri pe Surse, patronul Știri pe Surse. Nu cred că i-a lovit pe toți șaorme dorul de șaormă în acea incintă. Și la restaurant libanez. Când ți-au, mă rog, nu știu ce se mănâncă la restaurant libanez, scuze. Baba Ganoș. Da, așa. Evento. Cred că s-a dorit acest comentariu și această subliniere de imagine, pentru că exact așa cum ai intuit în toată această poveste, există un nume care a atras atenția. Coldea. Mm-hmm. Că domnul Dâncu a fost și la, eu știu, Bookfest, n-a interesat pe nimeni. Corect. A interesat domnul Coldea. Așa care... a zis și Dâncu, a zis. Am fost la Bookfest, nu m-a băgat nimeni. Păi nu interesează întreaba asta, pentru că singura resursă de acolo, electorală, este domnul Coldea. Mm-hmm. Domnul Coldea este, vrem, nu vrem, că nu mi-este drag în vreun fel, este o resursă electorală pe care fiecare partid și-ar vrea-o de partea lui. Iar relația personală, că de-aia apar neveste, relația personală cu domnul Coldea, între domnul Coldea și domnul Dâncu, se vorbiseră că s-au certat, nu știu ce, trebuia să apară în presă, că puteau să mănânce ce au mâncat și la vila unuia și la vila altuia, că nu stă vreunul în sectorul 5 la etajul 2 cu două camere. Adică, slavă Domnului, se pot întâlni și pot mânca și pot comanda în locuri... Asta ca să înțeleg, tu nu crezi că a fost ceva întâmplător? Deloc. Nu. Da, deloc, deloc. Da? Okay. Eu pot să zic un pic mai explicit. Dacă te rog. În primul rând, nu a fost paparații ăștia, asta a fost un filaj. Da? Sigur că da, un filaj făcut de ei între ei, adică s-au dus știind că se întâlnesc acolo. Nu, hai să fim serioși, că știm câți fotoreporteri mai sunt în presa românească și cât de greu e într-o redacție să găsești un fotoreporter să-l iei după tine. E, paparații mai sunt, au câteva redacții, angajamente cu niște băieți care cam ca la Joana, cuvântul a fost ăsta, cu un paparații care... Așa a stat 20 de minute acolo să-și rezolve problema. Bun. Oameni politici și să mai... Și chiar și... Nu, ce să zic, chiar e un paparazzi care stă toată ziua după Coldea, un fotojurnalist care stă toată ziua după Coldea. Să fim serioși. Asta a fost un filaj. Da? Felul în care s-a pus... Felul în care a fost scris articolul, foarte, foarte sumar, fără nimic decât că scriu acolo că nu spunem ce au vorbit la masă, că nici n-am fi avut voie să știm, să tragem cu urechea. Da. Adică este un semnal destul de clar, băieți, vă vedem, vă auzim, știm ce ați vorbit. Nu da, da, Ana zice la un moment dat, poate chiar au vrut să fie văzuți. Adică să se anunțe. Poate au vrut, poate n-au vrut, asta nu știu, sigur. Deci eu cred că au ieșit în spațiu public ca să fie văzuți și ca să existe un leverage din ăsta o monedă de negociere. Pentru că dacă nu vroiau să se vadă în spațiu public, sincer, avea unde să se vadă și s-au văzut de la... incinte universitare până la case particulare. E, domnul Dâncu se poate vedea oricând la Cluj, de exemplu, cu domnul Coldea. Chiar și în avion, da, când se călătoresc, cred că de multe ori. Iarăși, întâlnirea dintre domnii Coldea și Dâncu era absolut nerelevantă. Uh-huh. Singurul personaj relevant acolo era Claudiu Târziu, de la AUR. Că a intrat să ia o comandă pe care nici a stat la masă. A intrat să ia o comandă pe care o făcuse în restaurant. Deci, na, ăștia ieșeau. Deci era așa o chestie. Adică... Sigur, dacă o fi așa, faptul că s-au întâlnit Coldea cu Dâncu, să fim serioși, adică nici măcar n-are nu era mare miză, da. Nu era nicio mare miză. În schimb, AUR, care are un procent în Parlament și care are un scor în sondaje, nu? Poate să fie o miză într-o eventuală combinație politică pe care să o tatoneze oamenii ăștia împreună. Pentru că, evident, ar fi cel mult la nivel de tatonare. O combinație în ce sens? Adică un PSD plus AUR
legal, love, cum s-ar zice. Poate să fie susținerea pentru o moțiune de cenzură sau habar n-am, pentru, da. Pentru o mișcare în Parlament, pentru o viitoare combinație din 2024, habar n-am. Adică singurul scenariu care poate să aibă sens, altfel că s-au văzut în cu col de habar n-am, presupun că se cunoște oamenii ăștia. Răspund că, adică, și nu, se cunosc foarte bine și s-a... Adică s-au mai văzut prin cârciun. Se zvonise că s-au certat și mi se pare că de asta am zis că e Claudiu Târziu alături de noi la telefon. Păcat. Bună seara, Claudiu! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Îți mulțumim și în regia un pic mai tare, dacă se poate, sunetul în platou. Claudiu, am văzut că ai avut un weekend... nu știu dacă să-l numesc interesant sau altfel, ești citat și cu niște declarații contundente, deși cred că în bună parte îți dau dreptate apropo de declarațiile pe care, mă rog, de contrele pe care le-a avut cu Radu Cristescu la un post de televiziune, dar dincolo de asta, lămurește și pe noi, tu intrai să ridici un pachet din cârciuma respectivă și te-ai intersectat cu dâncul sau care era ideea? N-ai stat la masă pe acolo, nu? Nu am stat la masă cu ei, nu știu cine s-a întâlnit acolo și cum e. Iar faceți legătura, colegii, că n-am reușit să îl auzim pe Claudiu Târziu decât în primele momente. Revenim cu această legătură, că e interesant să înțelegem până la urmă care e limita jocului în toată chestia. Mie mi se pare că relația între PSD și AUR este o relație câștigătoare de ambele părți și cu care PSD-ul poate să jongleze, mai ales ca monedă de schimb în raport cu PNL-ul. Păi nu le-a luat din electorat AUR celor de la PSD? Sigur că le-a luat, ceea ce face bine în unire. În al doilea rând, AUR este unul din puținele partide care nu are o clientelă politică atât de bine consolidat. Este un partid nou în Parlament și este foarte permisiv la procentele pe care le are acum. Este partidul cel mai curtat la celelalte partide, câte trei pe loc deja de ceva vreme. Ori AUR este o formațiune foarte curtată sau care ar trebui să fie curtată în această perioadă, pentru că împreună cu PSD-ul poate să asigure o majoritate mult mai confortabilă PSD-ului decât relația lui cu PNL-ul. Am refăcut legătura directă cu senatorul Claudiu Târziu. Claudiu, ne auzim? Da, pare că n-avem nici data asta noroc. Nu are semnal, îmi spune regia. Mai încercăm. Dacă verificați în regie dacă se aude bine și după aceea ne face și nouă legătura. Până una alta revenim la dialogul de aici din studio. Bun, există un... astăzi am avut un dialog în podcastul de la evenimentul ZIE pe canalul de YouTube Hai România cu fostul premier Victor Ponta, care a fost invitat de altfel și în emisiunea Sub semnul întrebării aici pe Metropola TV săptămâna trecută. Victor Ponta a zis la un moment dat că e posibil, și aici și eu și Dan Andronic eram în emisiune, am rămas așa, a zis că AUR s-ar putea să fie pe primul loc la europarlamentare. Există o astfel de variantă din sondaje? De ce nu? Nu știu, zic, întreb, că da... Da, este în toată Europa modul în care Comisia a gestionat pandemia și perioada post-pandemică și criza războiului. Toate lucrurile acestea au adus proiectul european la cea mai scăzută cotă de încredere de la formarea lui până în prezent. Corect. România n-a fost niciodată atât de jos ca încredere, sunt sub 50%. Noi eram în frunte, eram în primele 3. 5 în Eurobarometru, 50%. Când am intrat, ajunsesem la 90% de s-au speriat ăia că e manipulare, că ce e asta. Ori euroscepticismul a crescut uriaș, distanța între Bruxelles și populație a devenit măsurabilă în an lumină, că nu se mai știe în fruntea Comisiei ce vor oamenii de rând. Și atunci votul acesta pentru europarlamentare poate să creeze astfel de surprize. Oamenii se trimit în mod masiv partidele eurosceptice. Exact pe mecanismul pe care a fost votat Vadim în 2000, lasă-mă să meargă acolo cineva să facă ordine. Și mai mult, la noi avem și situația specifică
anume că toate celelalte trei partide s-au erodat individual fără să mai lasă nimic în loc. Adică am avut PSD-ul care a fost detestat la maximum pentru o perioadă și acum sigur că pare să-și revină, dar asta nu înseamnă că, adică, ura pe care a canalizat-o la un moment dat a rămas, chiar dacă sunt unii care zic acum, da, mă, votez cu PSD-ul și iese cu 30% în sondaje. Dar sunt, să nu uităm, sunt din aia care zbierau plăcuța suedeză și ciumaroșii, acum abia puțin timp. Este foarte ușor să zică PSD, dar să voteze altceva, iar în rest, păi USR-ul s-a prăbușit fără să mai pară să aibă vreo șansă să iasă de acolo. Adică nu mai mișcă niciun fel, iar PNL-ul se rodează cu guvernarea de acum, adică s-a dus la un 15. Da, toate 15, celelalte 16. Trei partide au voturi negative. Exact. USR-ul se e împotriva cuiva, exact. Ăștia care votează PNL, chiar și numai pentru că este singurul partid parlamentar rămas, adică singurul cu șanse și prin asta atrage voturi, adică nu au fost ăia. E foarte interesant, pentru că eu vă mărturisesc 10-20% numai așa din rezidual. I-am avut în dialog aici pe Metropola TV și pe George Simion și pe Claudiu Târziu și poate telespectatorii care au urmărit aceleași emisiuni și amintesc că îi priveam așa cu un soi de, cum să spun, de rezervă, da, când veneau și spuneau că o să câștige alegerile europarlamentare. Doamne, dar pare că sondajele, uite, suntem din nou, să sperăm că s-a refăcut legătura telefonică cu Claudiu Târziu. Ne auzim acum? Da, acum ne auzim. Bun, este în regulă. Claudiu, detaliază-ne puțin, deci până la urmă, intrai să ridici ceva din acel restaurant, te-ai intersectat vreo clipă cu Florian Coldea sau doar cu Dâncu și cu Radu Popa? Care a fost? Nu, lucrurile s-au petrecut așa riguros exact. La 50-60 de metri de intrare în restaurant, eu am parcat mașina pentru că acolo e o stradă destul de îngustă și nu prea ai unde să parchezi. Am găsit un loc, m-am băgat acolo. Ieșit de mașină, dau față în față cu domnul senator Vasile Dâncu și cu domnul deputat Radu Popa, însoțit de soția domniei sale. Ne salutăm, ne-am strâns mâinile, am schimbat câteva cuvinte de politețe așa cum e firesc să o facem. Deci au plecat către mașinile personale care erau și mai departe. Eu am plecat spre restaurant și la un moment dat am ajuns, am intrat, am dat comanda, că nu aveam comandă. Eu m-am hotărât pe loc cumva să intru acolo, nu aveam de gând. Mă rog, am făcut un ocol de la târgul de carte și spre casă. În fine. Am intrat în restaurant, mai erau două persoane, doi bărbați, la o masă, necunoscuți mie, nu știu, nu erau figuri publice, că i-aș fi recunoscut altfel, e cam știu pe toți. Am vorbit cu cei de la restaurant, am spus ce vreau și m-am dus să aștept pe terasă, unde m-am răsfățat cu cărțile pe care mi le-am luat. Mă uitam în ele, mă rog, am făcut și o fotografie, am postat ceva pe Facebook cu ocazia asta. Tot pe terasă, la un loc mai în spate acolo, erau doi cetățeni care vorbeau în arabă. Nu l-am văzut pe generalul Coldea, e mereu stric numele săracu, da. Nu l-am văzut nici o clipă, nici pe el, nici pe Iosif Buble, nici pe vreun alt parlamentar. Nu știu cine a fost acolo la masă, dacă au fost, după spusele deputatului Radu Popa, se pare că au fost mai mulți și că au stat la aceeași masă și că au vorbit și nu știu ce și-au împărtășit. Dar eu nu am surprins această scenă. Nu i-am văzut pe ceilalți. Că am picat acolo, probabil, pur și simplu, pe nepregătite și deja era finalizată și întâlnirea lor și operațiunea de filaj, este evident. Cine era filat în povestea asta? Dacă într-adevăr se executa operațiunea de supraveghere a cuiva și așa, dacă paparații au fost chemați de către cineva dintre cei care au fost în local, nu mi-e clar. Care e ținta? Ce se urmărea cu asta? Cert este că am venit numai bine în fotografie ca să se poată face speculațiile care au fost făcute și acuzațiile fără niciun fel de suport în realitate la adresa mea și a AUR.
Și de aici toate discuțiile. Dar ce le spuneai lui Popa și Dâncu? Că păreați foarte amuzați așa. Le-ai zis eu eram amuzat, pentru că eu știam că acolo e o cărciumă de cartier. Și zic, dom'le, care erau șansele să mă văd cu niște politicieni în fața unui restaurant de tipul ăsta? Și zic, eu cunosc restaurantul pentru că am mai mâncat aici, era în apropierea unei redacții în care am lucrat ani de zile. M-am mai văzut cu ziariști acolo, unii destul de cunoscuți. Nu m-am văzut niciodată cu vreun om politic și nu bănuiam cu vreun om politic mănâncă acolo. Nu era nefiresc să meargă, pentru că mâncarea este bună. Un politic ca un politic, dar taman col de a să mănânce acolo, îți dai seama, deci așa ceva e de neînțeles. Într-un loc de ziariști. Eu cred că ei s-au întâlnit, dacă lucrurile stau așa cum spune Radu Popa, s-au întâlnit să vorbească treaba lor, nu știu ce, că ei sunt în familie, să zic așa. Se știu relațiile de prietenie dintre ei, nu e ceva necunoscut, nu există nicio știre. Claudiu, tu l-ai întâlnit vreodată pe Coldea? Nu, niciodată nu l-am cunoscut personal, nu ne-am întâlnit, n-am vorbit. Da. Are vreo legătură cu Aur, Coldea? Nu are nicio legătură și nici n-ar avea cum să aibă o legătură. Pentru că el este, din punctul nostru de vedere, unul dintre cei vinovați de dezastrul țării. Este un personaj toxic pentru viața publică românească. Din punctul nostru de vedere, iarăși, este unul dintre factorii care au dus la prigonirea unor oameni prin dosare penale făcute cu ajutorul SRI. Și nu vreau să spun că toate dosarele care au fost făcute atunci au fost fără obiect sau fără temei. Ce vreau să spun, mă refer doar la dosarele care au fost făcute în mod clar ca răzbunare politică, da, și care după aceea au fost respinse de către instanță. Mulțumesc foarte mult, Claudiu. Importante precizările pe care le-ai făcut. Mulțumesc pentru această intervenție. Ne vom mai auzi. Da, nu știu, e un episod care, vorba lui Ion Cristoiu, aș fi spus-o în câteva rânduri, parcă ne arată cum se va desfășura campania electorală anului viitor. Vom avea de-a face și cu paparații, vom avea de-a face cu tot soiul de interpretări, de legături, de... va fi foarte interesant. Pentru finalul acestei emisiuni vreau un scurt comentariu pe o poză care o să vedeți, e amuzantă și nu prea. Adică e amuzantă în sensul în care o putem lua ca pe un, ca pe o memă, cum se zice, da, așa, de virală, dar ne arată totuși un adevăr destul de trist, da, și burtiera jos, da, da, ne arată cum sună viitorul. Ăsta ar fi cică Ion Creangă, documentarul de pe Netflix, viitorul documentar, sigur că e, repet, e o glumă, e un trucaj ca să nu se sperie cineva. Asta apropo de ceea ce am văzut în această perioadă și anume documentarul cu Cleopatra, regina Egiptului, care era grecoaică, albă, potrivit tuturor istoricilor și care acum e interpretată de o actriță de culoare, doar pentru că nu e așa, trebuie să se respecte corectitudinea politică, cum e Ana. E oricând plauzibil să vedem un Ion Creangă jucat de un negru. Da, și Nică ar putea să fie un bineînțeles, copil de culoare. Un copil până... sirilanchez, de exemplu. De ce nu care să urcă de da. Da. Până la urmă... sunt curente de opinie care pot să se impună pentru că sunt gălăgioase, dar și pe fondul unei majorități extrem de slabe și lipsite de instrument. Lucrurile acestea nu se întâmplă pentru prima dată. Este vorba despre anticorpii pe care o societate are sau nu. Da. Lucian, o frază? Foarte pe scurt, este sigur că pare supărător, și, dar este în primul rând insultător pentru... ăsta, antirasismul ăsta de operetă este insultător pentru cei pe care vrea să-i protejeze. De ce? Sunt zeci de personaje, da, istorice, exact, de culoare, da, care merită să toate fie cunoscute. Toate documentarele și așa mai care și sunt multe absolut necunoscuți în cultura populară. Dacă sunteți de acord în această formulă... De ce să-l vopsești pe unul sau pe altul? În această formulă, că sunteți de acord, vă propun să discutăm la un moment dat despre absurditățile din această zonă, din ce în ce mai numeroase. Ne oprim aici. Doamne și domnilor, urmează pe Metropola TV, ca de obicei de la orele 21, Mădălinescu Show. Astăzi invitat este Alex Bodi.
rămâneți cu Metropola TV și noi ne revedem mâine în podcastul evenimentului zile de la orele 12 pe canalul de YouTube Hai România și de la orele 20 aici pe Metropola TV în emisiunea Sub semnul întrebării. O seară liniștită tuturor, la revedere!